Când auziți cuvântul topoloveni, la ce vă gândiți? Cu siguranță la magiunul de prune. Povestea lui este foarte frumoasă și este scrisă de societatea Sonimpec Surf.com și semnată de Bibiana Dolores Tanciulov, directorul general și acționarul unic al acesteia. În 2001, aceasta achiziționa vechea fabrică din orașul Topoloveni, iar 3 ani mai târziu obținea pentru magiun atestatul de produs tradițional. În 2008 a început procedurile de înregistrare pentru indicație geografică protejată la nivel european, pe care o primește după 3 ani datorită tradiției, calităților nutriționale și rețetei atestate din 1914. În 2010 devine furnizor al casei regale pentru magiunul de prune, iar un an mai târziu și pentru dulcețurile fără zahăr adăugat și fără conservanți. Tot în 2010, magiunul de prune a câștigat premiul Superior Taste Award la competiția anuală organizată de Institutul Internațional de Gust și Calitate de la Bruxelles. În 2011 a fost apreciat pentru a doua oară alături de dulceața de cireșe negre. Anul acesta, cea de afine ecologice, dulceața de prune cu migdale dulci și cea de cătină topoloveana, au obținut distincții Superior Taste Award. Cătina conține de 10 ori mai multă vitamina C decât citricele și beta-caroten mai mult decât morcovul. Este un arbust ale cărui beneficii sunt cunoscute din antichitate. Se pare că ar fi originară din sudul Asiei, iar chinezii o folosesc în medicina tradițională de peste 2000 de ani. Așadar, pentru al 3-lea an consecutiv, compania Sonimpec Surf.com a fost premiată de acest for internațional. Toate distincțiile se acordă pe baza degustării în orb, adică în urma unei analize organoleptice, fără a vedea ambalajul produsului și fără a cunoaște sorgintea lui, de un juriu format din 60 de maestri bucătari și somelieri de diferite naționalități, care sunt lideri de opinie incontestabili și experți în degustare. Produsele nu concurează unul împotriva celorlalte. Criteriile de notare sunt prima impresie, aspectul, aroma, textura și gustul. La competiția organizată în 2010 de Institutul Internațional de Gust și Calitate de la Bruxelles au participat peste 2600 de produse, iar între cele 997 de premii, alături de cele 3 dulcețuri topoloveana, se află încă 4 articole românești. Magiunul de prune topoloveni este primul și singurul produs autohton cu indicație geografică protejată. În Uniunea Europeană există peste 450 de preparate înregistrate în această categorie. Sonimpec Topoloveni este înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci de acum 10 ani. Investițiile în utilajele din fabrică se ridică la aproximativ 2 milioane de euro. Produsele sunt realizate din fructe și legume românești și sunt comercializate în principalele lanțuri de magazine din țară și promovate la târgurile din Germania, Franța, Spania. În afară de perioada ianuarie-martie, în restul anului se prepară bunătăți diverse. În aprilie se face dulceața de topinambur, în perioada mai-iunie cea de caise, căpșune, cireșe negre, vișine, flori de salcâm. În lunile de vară este preparată dulceața de mure, afine, coacăze, cătină, pasta de roșii. În septembrie-octombrie, faimosul magiun de prune. Iar în perioada octombrie-decembrie, dulceața de gutui, prune umplute cu migdale dulci și zacusca de vinete. În perioada 2008-2010, echipa de management a accesat 500.000 de euro fonduri europene, pe care însă le consideră pierdere financiară. De ce? Aflați în câteva momente. În prezent, pe baza programului de circa 1 milion de euro, din care 50% partea Uniunii Europene, 30% a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și 20% aportul Sonimpec Surf.com, magiunul de prune topoloveni este promovat în Elveția, Norvegia și Rusia.